Igor Dodon și Partidul Democrat caută acordul Moscovei pentru a face coaliție, a spus Vladimir Voronin în cadrul emisiunii Puterea 4 de la N4. Iată, lumea spune, sau mulți spun, că Igor Dodon umblă în ultima vreme atât de des la Moscova pentru ca să ceară acordul să facă coaliție cu Partidul Democrat. Am auzit și eu. Uitați că rămâne în doi. Igor Dodon poate spune Vladimir Vladimirovich. Dați-ne undă verde sau ca ne-a rusc în tăi mizichie, să facem cu Vladimir Plahotniuc alianță. E posibil așa ceva? Poate Dodon să umble pentru asta la Moscova? Alt scop care, că el mi-a fost săptămâna trecută. Așa. Nu a fost nicio informație nicăieri. Corect. Și nu a confirmat că a fost el cu greceană sau fără greceană. Corect. Lumea spune că a fost cu greceană. Ei nu spun nici bă, nici mă. Da. Și acum iară pleacă. Dar înainte de asta ai observat altceva. Și eu cred că spectatorii, nu numai noi, observăm. Noi poate nu reușim să observăm toate, că noi suntem numai doi. Dar toată lumea observă și mai mult. Unul, altceva și în total. Ați observat cât de des se întâlnește. Chiar și ieri sau când s-a întâlnit înainte de a plecat de domnul Lamos, s-a întâlnit Filip cu ambasadorul Federației Ruse. Azi am văzut. Sau azi, ieri, da. Azi, da. Se întâlnesc tot timpul, da. Până acum ați văzut așa bronzcă dvijenie să fie de intens. Nu? Nu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că așa că ei vor să-și ceară permisiune să facă aceste coaliții. Așa e de la Occident. O țând pe Maia Sandu de scurt și indică cu da dvigăța, cu da perdvigați noșchi. Asta spun. Ați auzit odată că anii cât a fost la guvernare așa ceva? Acum vă întreb și despre asta. Da, de ce acum? Și atunci, care este rostul întâlnirilor membrilor Partidului Socialiștilor cu blocul acum, care a avut loc și astăzi, ați văzut dumneavoastră? Stai, eu ne-am amintit ce. În primul rând, eu nu cred, dar mă cred că el a să întâlnesc cu Putin? Poate cu adjuncții, cu oamenii de acolo, pentru că, da, probabil. Președintele Federației Rusă nu are adjuncți. Are consiliere. Corect, da. Am să înțeleg ce vreau să spun. Poate cineva de undeva pe Bălșoi Sadovă Călțu. Cel mai apropiat caz, dar numai nu pe teritoriul Kremlinului. Dupușcaim? Deci rușii își permit să spun așa unui președinte de țară ales că trebuie să faci alianță cu ăștia. Asta nu, eu n-am spus. Nu mă prinde. Nu încercați să mă prinde. Eu l-am spus așa. Dar dacă vrei că să distem aceasta, să o lărgim, dar să spunem virgul sau punct, pot spune așa, la un fel de președinte ca cum voi l-ați ales pe Dodon, poți să permit. Dodon putea să spun atunci că el nu semnează memorandum Kozak în 2003. Răspunde, te rog. Nu numai eu să-ți răspund. Ia că la sute telespectatorii toți la matar. Foarte mulți au apreciat ceea ce ați făcut dumneavoastră. Eu nu șer blahadarnăști. Eu întreb, putea să permite el dacă fi fost el atunci președinte? Teoretic. Nu știu, eu nu pot să mă dau părere. Vezi? Eu trebuie să răspund, dar bătă nu prea.